Bună ziua! România este într-un moment dificil din punct de vedere al răspândirii infecțiilor cu coronavirus și în ședința de guvern de aseară, împreună cu președintele României Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban, a propus adoptarea unor măsuri pentru limitarea răspândirii epidemiei în țara noastră. Sunt măsuri ferme, necesare, care să ne protejeze viața, să ne protejeze pe noi și pe cei dragi ai noștri. În acest context au fost decise noi reglementări privind desfășurarea unor activități în spații publice sau deschise sau închise, pe care îl invit pe domnul secretar de stat Raed Arafat să le prezinte. Bună ziua! Într-adevăr, ne aflăm într-o situație dificilă și unde este nevoie de implicarea noastră a tuturor. Deci aici deznodământul va depinde în următoarea perioadă de implicarea fiecăruia dintre noi și la nivel instituțional și la nivel individual. Fiecare persoană poate participa la limitarea răspândirii și la limitarea impactului acestui virus. Fiecare dintre noi, numai prin gesturi simple, poate să ajute și să fie parte din acest efort major care încercăm să-l facem, ca să limităm impactul virusului care cauzează boala COVID-19. Cum s-a zis, ieri au fost adoptate la guvern un proiect de hotărâre de guvern și un proiect de ordonanță de urgență a guvernului, bineînțeles, sub rezerva observațiilor care urmează să vină de la cele, dacă vor fi observații. Dacă nu, atunci ele vor intra în vigoare începând cu ziua de luni și efectul lor va avea, cel puțin măsurile naționale care urmează să le enumăr, va avea o durată de implementare de 30 de zile. La finalul celor 30 de zile urmează să se facă o nouă evaluare și, bineînțeles, să fie adaptate măsurile în baza rezultatelor care le vom avea la evaluarea după 30 de zile. Astfel, măsurile care sunt propuse la nivel național sunt menite să reducă impactul răspândirii virusului. Și vorbim aici prima măsură și care este una dintre cele mai eficiente măsuri dacă este respectată, portul măștii generalizat în spațiile deschise, indiferent de incidență. Dacă până acum am avut portul măștii în spațiile deschise reglementat după incidențe de 1,5, de 3, cum și în spațiile închise, bineînțeles, rămâne în vigoare obligativitatea, în spațiile deschise acum va fi generalizat indiferent de incidență. Înseamnă că oriunde suntem în spațiu deschis, trebuie să fim cu mască și să respectăm această regulă. Credeți-mă că asta este poate măsura care va duce cel mai mult la limitarea răspândirii virusului, dacă este respectată. Și sunt convins că va fi respectată, având în vedere că toată lumea știe deja în ce situație ne aflăm din punct de vedere al răspândirii virusului și vedem și în alte state, chiar dacă nu suntem în topul statelor, că și impact la acest moment, suntem chiar la 17-lea sau la 16-lea loc la acest moment, totuși se impun aceste măsuri. A doua măsură națională este închiderea magazinelor la ora 21. Menirea iarăși este limitarea mobilității și a contactului și reducerea riscului de răspândire. Sunt excepții totuși. Livrarea la domiciliu, cine asigură livrarea la domiciliu, poate să rămână deschis, asigurând livrarea la domiciliu. Farmacii și benzinării, care rămân deschise. Limitarea deplasărilor între orele 23 și 5. Și aici sunt excepții, dar poate lumea spune de ce între orele 23 și 5. Pentru că asta este intervalul în care tinerii cel mai mult se deplasează să se viziteze, petreceri, chiar inclusiv poate afara. Deci,
Sunt studii făcute și în alte state și care au arătat că există impact și aici ați văzut că sunt mai multe state care au luat măsuri de restricționare noapte a mobilității. Și aici va fi restricționarea între orele 23 și 5, cu excepție în baza unor documente justificative, fie titlu de călătorie, fie legitimație de serviciu, fie adeverință de la angajator sau declarație pe proprie răspundere care va fi pusă la dispoziția dumneavoastră, modelul ei, ca să-l vedeți. Excepțiile includ deplasările în interes profesional, pentru asistență medicală ce nu poate fi amânată, pentru procurarea de medicamente, pentru îngrijire sau însoțire copil, persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane bolnave sau în cazul unui deces survenit. Deplasarea în afara localității, ce poate să se suprapună cu perioada de 23-5. De exemplu, un avion care aterizează la 1 dimineața, trebuie să ajungi acasă. Aici este justificat și singurul lucru care trebuie să-l arăți dacă este persoana întrebată este dovada călătoriei, ce este biletul de avion sau boarding pass-ul sau orice document care arată că, de fapt, ai ajuns la o oră târzie din afară. Asta e un exemplu care l-am dat. Interzicerea reuniunilor cu prilejul petrecerilor, aniversărilor, sărbătorilor în spații deschise sau închise. Bine, aici nu vorbim de membrii unei familii care se întâlnesc între ei în casă, dar petreceri, sărbători, onomastici, etc., asta se interzic tot pentru reducerea contactului și limitarea mobilității. A mai fost introdusă o clarificare a ce înțelegem prin terasă. Ați observat, poate în ultima perioadă, cu temperaturile care au început să scadă, unele terase, chiar dacă ele sunt în afara spațiului închis al unui restaurant, au devenit și ele închise. Deci s-au pus sticlă, s-au pus diferite tipuri de pereți pentru a păstra căldura, dar ele devin spații închise. Astfel, definirea clară încât acelea care se încadrează în definiția spațiilor închise din legea 349 din 2002. Este legea cu produsele de tutun. Există acolo o definiție foarte clară, nu trebuia să creăm o altă definiție. Un spațiu închis este cel care are un acoperiș și două lături, indiferent dacă sunt permanente sau temporare. Deci orice spațiu care are astfel de descriere se tratează ca spațiu închis. Și atunci se aplică regula spațiilor închise din restaurante, după incidențe care rămân valabile. Capacitatea redusă după incidență, dacă între 1,5 la 1000 sau peste 3 la 1000, între 1,5 și 3 sau peste 3 la 1000, și atunci aceste spații nu pot fi tratate ca terase în spații deschise. Interzicerea funcționării piețelor, târgurilor, bâlciurilor, excepția fiind piețele agroalimentare în spații deschise, care rămân funcționale cu respectarea regulilor de distanțare, purtarea măștii și regulilor de igienă. Decalarea obligatorie a programului de muncă în cel puțin două grupe la interval de cel puțin o oră, urmând să se efectueze verificări din partea Ministerului Muncii. Aici, din nou, noi am mai zis că unde e posibil să se facă, acum chiar devine obligatorie acest lucru, unde angajații sunt peste 50 la număr. Sub 50 la număr, nu. Peste 50 la număr trebuie făcut acest lucru și, bineînțeles, asta înseamnă să reducem impactul asupra transportului public în comun și, din nou, asupra contactului între persoane și răspândirea virusului. A fost emis o ordonanță de urgență privind organizarea obligatorie a muncii la domiciliu sau telemuncă la activitățile unde este posibil acest lucru. Deci este obligatorie ca orice instituție publică sau privată
să facă analiză și orice activitate ce poate fi desfășurată prin telemuncă sau la domiciliu să se desfășoare în acest fel. Crearea posibilității că prin ordin al ministrului, tot prin ordonanța de urgență, că prin ordin al ministrului educației să poată dispune suspendarea activităților școlare care presupun prezența fizică și continuarea lor în sistem online. Creșterile și after school-urile rămân deschise, chiar dacă în hotărârea CNSU propunerea a fost generală, în cadrul ședinței de guvern a fost discuția asupra acestei teme și a rămas că after school-ul și creșterile rămân deschise. În rest, Ministrul Educației, în urma ieșirii ordonanței, va emite ordinul general de trecerea școlilor la învățământ sau la clase online. De ce a fost necesar acest lucru? Până acum am avut un mecanism, dar mecanismul era pentru școlile individuale, adică Consiliul de Administrație constată împreună cu DSP-ul, cu Inspectoratul Școlar, propun la Comitetul pentru Situații de Urgență. Dar asta era pentru luarea unor decizii la nivel local. Acum, fiind o decizie generală de trecerea la pregătire online, atunci este necesar să se ia o măsură națională și aici se creează mecanismul prin care Ministrul Educației poate, într-o bază legală, pe baza unei ordonanțe, să emită acest ordin și să treacă învățământul online. Totodată, ieri s-a aprobat ordonanța de urgență privind stocurile strategice, modificarea anexeilor și a echipamentelor care se achiziționează prin ONAC pentru stocurile strategice și prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. S-au adăugat următoarele tipuri de echipamente. Ventilatoare pentru ventilație non-invazivă. Ce înseamnă asta? Vorbim la acest moment, avem ventilatoare performante care pot să facă și ventilație invazivă, adică persoane intubate, sau non-invazivă pe baza de mască sau de cord, cum se spune, că să creștem capacitatea, există tipuri de ventilatoare care fac numai ventilație non-invazivă și cu asta nu mai trebuie să ocup un ventilator ultra-performant cu un pacient care are nevoie numai ventilație neinvazivă. Aici vorbim de 1500 de bucăți la această fază. Sisteme de livrare oxigenoterapie în flux mare. 1000 de bucăți. Concentratoare de oxigen, care ne permit să creștem capacitatea de oxigen în spitale, fie prin achiziție de concentratoare de oxigen individuale, care concentrează oxigenul din atmosferă și livrează pacientului, sau concentratoare mari care pot fi conectate la mai multe paturi și să asigure oxigenarea pacienților într-un salon care nu avea oxigen. Vorbim aici de 3000 de concentratoare de oxigen individuale și 50 de mare capacitate în faza asta. Analizoare portabile pentru gaze sanguine și electroliți, 500. Și aici, acum avem unități mobile, modulare, care s-au înființat, le trebuie inclusiv aparatura pentru analiză, analize foarte importante pentru terapie intensivă, care analizează concentrația de oxigen, nu numai pulsoximetrul, și mult mai să zicem, profund pentru colegii de la terapie intensivă sunt foarte importante. Presiunea parțială de oxigen, statusul electroliților, echilibrului acidobazic, nu într-un acestea amănunte, dar vreau să se înțeleagă că aceste analizoare sunt foarte importante pentru colegii și în loc să fugă cu analizele în spital și contextul epidemiologic care îngreunează acest lucru, se iau astfel de echipamente care să le folosească în astfel de unități. Aspiratoare portabile de secreții, 500 de bucăți, teste rapide, antigen, care urmează să fie folosite conform indicațiilor care sunt în mod deosebit pentru persoanele simptomatice, 3 milioane de bucăți de teste. Măști chirurgicale, pentru că în stocurile strategice aveam doar măști FFP2, FFP3 și este necesar să includem și măștile chirurgicale pentru anumite categorii de personal din structurile noastre,
50 de milioane de bucăți, seringi, 10 milioane de bucăți, și asta, motivația lor este pregătirea pentru campania de vaccinare, oricând ea va fi, în cazul în care începem, bineînțeles, vaccinarea pentru SARS-CoV-2, și atunci o cantitate de seringi va trebui să fie disponibilă, pentru că posibil că aceste vaccinuri să nu vină cu doze unice, să vină multidoze și să trebuiască să tragi pentru fiecare pacient, să administrezi și să înlocuiești seringă și așa mai departe. Așa că ne pregătim că să nu ajungem să confruntăm o criză de achiziție pe seringi la momentul respectiv. Total, suma preconizată necesară pentru aceste cantități este de 67 de milioane de euro, dar bineînțeles, asta este doar o estimă și urmează să vedem care vor fi prețurile în urma negocierilor. A mai fost aprobată hotărârea de guvern pentru contribuția României la Coaliția pentru Inovarea Pregătirii Epidemiologice din cadrul Comisiei Europene pentru dezvoltarea și achiziția anticipată de vaccin anticovid. Este o tranșă din sumă care România participă cu alte state membre ale Uniunii Europene și este în valoare de 200.000 de euro, care a fost aprobată ieri. Deci, ca să concluzionez, din nou insist că măsurile nu putem să le luăm unii singuri și să le aplicăm fără participarea tuturor. Și avem nevoie de dumneavoastră, de toți, să fiți alături de noi, în echipă, să putem implementa aceste măsuri în mod corect. Știu că vor fi poate comentarii, vor fi nemulțumiri, vor fi oameni care spun de ce ați luat măsura asta, de ce n-ați luat măsura asta. Trebuia să deja să implementăm astfel de măsuri la acest moment, ca să putem limita răspândirea și să nu ajungem într-o situație în care să fie prea târziu să facem acest lucru. Din nou, mulțumesc tuturor celor care înțeleg aceste măsuri și care sunt alături de noi și vă invit pe toți, nu ascultați știrile care poate că vor veni să vă spună că aceste lucruri nu sunt ok și nu trebuie să purtăm mască, nu lăsați urechile la campaniile împotriva purtării măștii, nu accesați sau dacă accesați site-urile care nu știți dacă știrea este corectă sau nu, accesați și alte site-uri să verificați dacă știrea este corectă sau nu. Deci e foarte important să vă verificați de unde luați informația din mai multe locuri, să vedeți dacă e corectă sau nu. Și vă stăm la dispoziție pentru orice clarificări, orice întrebări în viitor. Mulțumesc! Da, mulțumesc, domnule secretar de stat Raed Arafat. Înainte de a răspunde la întrebări, aș vrea să mai adaug câteva lucruri la cele spuse de domnul Arafat. Doamnelor și domnilor, am intrat în această luptă încă de la începutul anului împreună, noi și dumneavoastră. Și doar împreună vom învinge această epidemie. Noi, autoritățile publice, guvernul condus de premierul Ludovic Orban, cu susținerea președintelui Klaus Iohannis, am făcut tot ceea ce este posibil în acest an pentru a proteja viețile și sănătatea românilor. Noi și dumneavoastră, marea majoritate a românilor, respectă, înțeleg regulile care le protejează viața lor și a celor dragi lor. Propaganda toxică, meschină, care a indus confuzie, haos și neîncredere într-o minoritate mică din populație, ne-a dus în situația de astăzi, în care trebuie să adoptăm măsuri mai ferme pentru protejarea vieții și sănătății românilor. Nu are legătură lupta noastră cu pandemia COVID, cu politica, cu campaniile electorale, cu alegerile. Chiar faptul că la începutul unei campanii electorale, guvernul, cu susținerea președintelui Klaus Iohannis, au adoptat aceste măsuri pentru protejarea vieții și sănătății românilor, arată că nu este vorba aici de niciun calcul politic. Viața românilor are prioritate. De aceea este important
ca toată propaganda mincinoasă, toxică a PSD-ului, care a indus confuzie, haos în populație, să înceteze. PSD-ul este un pericol pentru sănătatea și democrația din țara noastră. Prioritate are viața românilor în acest moment și suntem convinși că doar împreună vom învinge această pandemie. Vă rog, dacă aveți întrebări pentru domnul secretar de stat Raed Arafat, nu mai mult de două întrebări de fiecare. Domnule Arafat, de ce rămân în continuare deschise creșele și grădinițele? Deci a fost o discuție și aici... Scoolurile, mă iertați. Da, aici este pentru că este foarte greu la un anumit moment persoanele care muncesc să lase copiii undeva. Deci asta este. Acum, cu creșterea numărului celor care vor lucra de la domiciliu sau prin telemuncă, va scădea cel mai probabil utilizarea after school-urilor și creșelor. Dar asta a fost o discuție în cadrul guvernului și decizia a fost că ele să rămână deschise la acest moment pentru acest scop. Ca să fie foarte clar, în legătură cu activitatea teraselor, ele rămân deschise și funcționează la regulile pe care le știam până acum? Dacă sunt terase adevărate, adică în conformitate cu definiția care am zis-o, dacă deja au pus mai mult, adică au acoperiș două lături, deja sunt considerate spațiu închis. Și atunci respectă regulile spațiilor închise. Dacă sunt deschise în conformitate cu definiția respectivă, atunci merg pe regulile spațiilor deschise. Domnule, și a teraselor deschise. Aș reveni puțin asupra prevederii care interzice reuniunea cu prilejul unor sărbători. V-aș întreba dacă ați gândit totuși un număr de persoane care trebuie să se regăsească într-o locuință, având în vedere că poate o familie primește în vizită alte rude, nași, fiind și așa nu mai departe. Nu, pentru că nu putem controla locuințele. Aici, din nou, a fost apel la parteneriat cu populația. Interzicerea este una generală, dar în locuință sfatul nostru este ca oamenii să respecte regulile. Chiar dacă ai invitat pe cineva la tine, și poate că apare ciudat ce spun, dar chiar dacă ai invitat pe cineva care nu stă la tine în vizită, vine cineva în vizită, să se poartă mască. Dar nu s-a pus o cifră, o limită de persoane aici. Petrecerile și aniversările și sărbătorile sunt interzise. Dacă cineva totuși riscă și vrea să facă ceva în interiorul domiciliului, atunci, pe răspunderea lui, face acest lucru. Noi nu putem să mergem să spunem că interzicem ceva în interiorul domiciliului. Nu avem astfel de legislație care să permită acest lucru. Tocmai asta vreau să vă întreb, dacă cineva pune muzica mai tare, iar vecinii cheamă poliția... Asta sunt alte aspecte. Și cheamă poliția, vine poliția, constată, poliția are baza legală că să dea amenzile pe tulburarea liniștii publice, iar cei care fac acest lucru trebuie să înțeleagă încă o dată și repet, cea mai bună soluție este să se lucreze împreună. Deci noi încercăm să impunem aceste măsuri, să le explicăm, să fie adoptate de populație fără să venim să le forțăm. Dar clar că dacă cineva vrea să riște și vrea să riște mai departe, unii vor face acest lucru. Acolo unde există baza legală pentru a lua măsuri, vor fi luate măsurile. Și vreau să vă mai întreb ce fel de declarație vom avea pentru, va trebui să avem pentru a ieși din casă după ora 23, dacă este vorba despre un tipizat, despre o declarație poate scrisă de mână, o putem scrisă prezenta de mână. Și electronic? Scrisă de mână, care spune clar că motivul deplasării și care este, bineînțeles, cu datele personale ale persoanei respective. Deci nu vom avea un formular pe care să-l descărcăm? Poate să fie și un formular. Cine vrea să descarce un formular, deci merg amândouă soluții. Vă mulțumesc. Vorbeam despre munca de telemuncă, dar și de programul decalat. Spuneați că Ministerul Muncii va fi cel care se va ocupa de a fi respectată această măsură, de a anunța companiile și să vadă dacă această măsură este aplicată. Voiam să vă întreb ce se va întâmpla în cazul acelor companii care nu vor aplica fie decalarea programului, fie telemunca acolo unde se poate. Deci, în primul rând, nu este vorba de companii numai. Este vorba și de instituțiile publice. Deci poate că instituțiile publice sunt dintre cele mai frecvente care au un număr mare de angajați și care trebuie să facă această decalare de program. Și aici acest lucru, bineînțeles, va fi obligatoriu la nivelul lor și va fi implementat. Ministerul Muncii va verifica, are posibilitate de a impune măsuri, dar, încă o dată,
Noi considerăm că companiile au responsabilitatea proprie să înțeleagă de ce facem acest lucru.